o nouă zi de mers pe munte. De fapt, într-o exploatare forestieră. Și nu pot să trec pentru că este foarte noroi. Acest tractor este foarte frumos, îmi amintește de ceva vechi. Această exploatare forestieră se numește Unghia Mare, unde voiam să merg acum câteva zile. Și iată, avem un tractor excelent și eu lângă el. Iată, aici pot să și pic. Iată-l. Element filtrant pentru motorină. Wow, îmi place tractorul ăsta de mor. Cum am găsit eu un abandonisment? Sau nu este, este super funcțional, ceva ca înainte, chiar și în inima muntelui. Iată, are și o siglă de BMW acest tractor. Este cum nu se poate mai frumos. Și cu noroiul lângă și apa și tot ce trebuie. Și ce n-am menționat eu în aceste plimbări montane e că zona asta minunată, montană, cu brazi, vegetație, carbonifer, găzduiește puțin mai încolo, pe drumul celălalt, vila lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Și nu doar atât, mai este și casa lui Ceaușescu, puțin mai încolo, care momentan este în proprietatea SIE, deci este interzis acolo, un nou hotel rezervat doar cadrelor, chiar și în munte, așa pe placul meu. Și de aceea traseul Valea Frumoasă, iată, fac niște echilibristică, să cad în direct. Ideea e că aș vrea să fac asta eventual pe apă. Să ajung să fac așa ceva când trec o apă pe un buștean la un moment dat. Nu știu dacă o să fiu capabilă, dar eu sper. E, și acea Valea Frumoasă se numea de fapt inițial Cracii Ceaușoarei. Și evident că dacă cuplul prezidențial comunist venea pe aici, cum ar fi putut să se numească un traseu, o exploatare forestieră Cracii Ceaușoarei? Pentru că n-ar fi fost mare jignire și batjocură. Iată, aici avem o căsuță de Hansel și Gretel răsturnată, un râu foarte rapid. Este, este cel mai frumos traseu. Bine, mai e și Valea Frumoasă. Sper să mai ajung pe aici, pentru că cam la un kilometru de mers pe jos, să zic, de unde am filmat, începe un traseu pietros cu stâncării și apă și e foarte interesant. Vizual, așa. E o satisfacție estetică, dar și, nu știu dacă zic bine, kinestezică. Sau, na, în termeni de kinetoterapie, este un antrenament perpetu pentru propriocepție. Adică, stai, mamă, cum îți menții echilibru, cum îți folosești corpul astfel încât să au. Iată, să mă doboară o piatră și alta, nu? Cum îți folosești corpul astfel încât să ajungi acolo unde trebuie și să-l și formatezi frumos, sănătos, fără accidentări. Iată, un râu frumos. Mă întreb cum o fi să faci rafting, că sunt o grămadă de oameni care fac și rafting, dar ce am remarcat eu, că am fost și la magazinul Himalaya și la Nupca, mă rog, toate zonele din acolo, mai și încă unul, am uitat cum se numește, din zona centrului vechi, să mă documentez ce îmi trebuie, ce se întâmplă, echipamente. Ei, da, au foarte mare noimă că trebuie să te protejezi și toate cele, dar pare mi se că e doar o altă nișă de consumerism, doar să cumperi scump, mult, scump, mult, că poți să găsești lucruri ce îndeplinesc aceleași caracteristici și la Decathlon. Dar da, poate Mamut sau înțeleg că mai sunt și alte firme mult mai bune, te păzesc mai bine.
au. Dar cel mai bine te păzește o propriocepție dezvoltată, pentru că și în papuci, dacă ai talent, reușești să urci dealul. Te sui prin copaci. Faci ca Tarzan, de exemplu. Dacă ți alunecă papucul prin noroi. Iată, urmele de exploatare forestieră. Este o zi caniculară, astăzi 31 august. În București sunt 38 de grade la umbră. Și în Azuga au fost vreo 30. Și chiar și aici, deși este umbră, e un pic mai cald decât de obicei. Adică în zona asta mă zgribuleam. Acum, nu. Mi-e bine, aș putea spune, pentru că merg destul de repede, că mi-e un pic cald. Deși deja nu mai e soare, s-a dus după vale și toate cele. Și din nou merg, bețele acolo, am un asistent, oricum nu prea am nevoie de ele, poate mai încolo când obosesc. Și merg, mă ozonific. Aș vrea să ajung la Bilbor. La Bilbor zice-se că este cel mai curat aer din România. Și cel mai ozonificat undeva la Colibița, prin nordul țării. Încep să mă documentez așa fragmentar, dar o să-mi iau și un manual frumos. Am unul de balneoclimatologie, dar m-ar interesa un manual, dacă poate să-mi recomande cineva. Un manual socialist, comunist sau un îndreptar de activități montane. Activități și sfaturi montane. Iată, aici pare un loc numai bun să îmi bag camera în râu. Dar nu așa, ar trebui să-i pun carcasa și aici este un noroi mare. Iată-l. Dar nu se afundă, adică merge. Mai dezvolt propriocepția prin noroi. Și apa asta cred că este plină de magneziu, pentru că e ușor albicioasă și face niște depunere albicioase. Și am văzut că aquatic și mai există și apa Azuga sunt îmbuteliate pe aici. Dar iată ce frumos este acest râu de munte. O să fac și eu mică. Am uitat de fundalul sonor. De fapt, chiar mi-am uitat boxa acasă astăzi. M-am grăbit. Și am uitat-o cu totul, l-am încărcat. Așa că astăzi nu mai am fundal sonor. Iată, exploatarea acolo sunt... Și pot doar să fac un fundal subacvatic. Cu care voi încheia acest ultim video montan pe luna august. Dacă se văd și vietăți subacvatice pe aici, ar fi drăguț să găsesc niște peștișori, dar nu cred.